Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și vom citi pericopa în care se vorbește despre Toma. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Astăzi e sărbătoarea sau Duminica Tomii și voi aminti bisericii în câteva gânduri de câteva texte pe care le avem în Sfânta Scriptură în care i-a amintit apostolul acesta, un apostol al credinței, un apostol plin de dragoste pentru Domnul, care pentru o dată când a lipsit de la biserică și a pierdut ocazia să se întâlnească cu Domnul și prin aceasta i s-a dus faima de necredinciosul. E însă unul din apostolii care ne învață pe noi cum să trăim în credință și cum să arătăm credință și altora. Trăim, de fapt, între credință și îndoială. Așa e viața noastră și biruind îndoiala se mărește credința și cu cât crește credința, ca și în vasele comunicante, scade îndoiala. Mi-am notat aici cum oameni pe care îi cunoaștem, la un moment dat parcă au fost cuprinși de îndoială. Ioan Botezătorul e la închisoare și trimite la Domnul Iisus dintre ucenicii care veneau și probabil îl slujeau acolo la închisoare, dar veneau să-l viziteze, îi trimite la Domnul să-l întrebe pe Mântuitorul, ești tu într-adevăr cel pe care îl așteptăm? Deci, cu puterea pe care o are și sunt lucruri pe care nu le înțelegem, sunt atât de misterioase și de fapt frumoase, că Domnul pe cei pe care îi iubește îi lasă să sufere. Domnul pe cei pe care îi cheamă la o lucrare specială le cere și o jertfă mare. Ioan Botezătorul are cumva aprecierea din partea Domnului că nu e mai mare profet ca Ioan Botezătorul. Și totuși e la închisoare și în cele din urmă ajunge să plătească cu viața, credința și e decapitat. Și Ioan e prins în îndoieli. Iosif, bărbatul Mariei, se gândea într-un fel să divorțeze,
s-o lase pe ascuns. Și lucrul acesta parcă e o pată pentru el, dar Domnul îl întărește. Mă gândesc că e unul pe care l-am putea aminti, că a trecut printr-o stare de frământare, de îndoială. Zaharia, preotul, fiind în templu și primind vestea bună a că va fi în sfârșit tată și Elisabeta va naște, el vine și are curajul să pună la îndoială pe îngerul care a venit să-i spună și întreabă, cum se face lucrul acesta? Cum se poate face? Dar și Maria, mama Domnului Iisus, parcă vine și întreabă, cum se poate, că eu nu știu de bărbat. Oamenii care sunt mari în împărăția lui Dumnezeu, dar au trecut prin stări de tulburare a credinței și s-au îndoit. La transfigurarea Domnului la față, după ce coboară jos, e acolo un tată care are probleme mari în familie și un copil ajunge să fie prins de un demon și Domnul îl vindecă și cere și lui ca și lui Toma, nu fi necredincios, ci crede. Și tatăl acesta are un cuvânt bun. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Suntem într-un teritoriu al îndoielilor și cu fiecare dintre noi Dumnezeu lucrează ca să ne ridice în credință și să dispară îndoiala. Predica nu va fi predică în dimineața aceasta, ci voi avea doar câteva gânduri din textele pe care le avem în Evanghelii în legătură cu Toma. Domnul Iisus vrea să se întoarcă la Ierusalim. Dragostea între Domnul și Lazar a fost atât de caldă, atât de frumoasă. Domnul Iisus e la curent cu ce se întâmplă în Betania și le spunem să ne întoarcem că prietenul nostru Lazar a murit. Și Toma e cel care încearcă să fie purtătorul de cuvânt, nu Petru, ci Toma, și vine și spune, dar ne dă ceva din ce era în inima lui. Haideți să mergem și noi și să murim cu el. Ei erau toți din Galileea, coborau în Iudeea. Aici erau mari preoți, aici erau saducheii, aici sunt farisei și Toma știe, e pericol mare la Ierusalim. Și își dă seama că acolo Domnul va fi ponegrit, batjocorit și până la urmă, așa cum Domnul însuși le spune, va fi dat în mâinile neamurilor care îl vor răstigni. Și Toma e cel care vine și spune, haidem să mergem și noi și să murim și noi. Aici cuvântul predării de pline a unui ucenic care îl iubea pe Domnul. Starea aceasta o să o vedem mai târziu dacă ne uităm în cronicile care sunt despre apostoli, că apostolul Toma cu adevărat l-a iubit pe Domnul. Avem apoi în Evanghelia după Ioan, care ne dă cele mai multe amănunte, cuvântul unei credințe care vrea certitudine. Și aici din Domnul Iisus le spune că mă duc. Probabil toți s-au murat.
s-au mirat. Dar Toma e cel care vine și spune, nu știm unde te duci și nu știm nici calea acolo ca să te urmăm. Eu văd aici și vă apăs, vă subliniez, e Toma care așteaptă aici, vrea să știe mai mult, vrea să știe amănunte, dar îl vedem că vrea amănuntele de la Domnul. Mulți încearcă să fie foarte la curent cu politica de azi și ne uităm la ziare, ne uităm la știri și ajungem așa niște oameni cunoscători. În loc să fim ca și cei din Isahar, că știau mersul vremurilor, dar nu de la felul nostru de a le înțelege, ci de la Domnul. Vrea să știe mai mult. Nu știm unde te duci și nu știm nici calea, nici drumul într-acolo. E a doua ocazie când îl vedem pe Toma. E apoi un cuvânt al credinței care vrea o bază sigură pentru credință. La textul citit, dacă nu văd rănile în mâini și dacă nu bag degetul în coastă, deci în coastă e sfârtecarea trupului Domnului prin sulița care a străpuns inima și apoi e trasă înapoi. Probabil cum era atârnat pe cruce, romanul acela ori a împlântat sulița în partea de jos ca să ajungă la inimă, ori în partea din spate. Și Toma vine și spune, știa, văzuse rana, o rană mare, acolo poate să-și bage mâna. Și Toma vine și spune, numai dacă văd rănile la mână și dacă văd și pot să-mi bag mâna în rana din coastă, atunci cred. Cuvântul unei credințe care vrea certitudine clară. Apoi e un cuvânt al credinței noastre, tot în legătură cu Toma. Domnul Iisus, când îi arată și dovezile că El este într-adevăr, mi se pare curios că e atâta discuție în legătură cu necredința sau dorința să fie sigur și să vadă rănile din palme și să bage mâna în coastă, dar nu găsim. Ioan nu ne dă amănuntul acesta că Domnul într-adevăr ar fi atins rănile, cicatricele și spune doar, binecuvântat e ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Un cuvânt în care Domnul ne vede și pe noi, ne pune și pe noi. Acestea sunt câteva patru lucruri pe care le avem amintite și vă spun să nu uităm de Toma, că nu e necredinciosul, ci e plin de credință și Domnul îi laudă credința. Ferice de cei care tine, ca tine, dar și mai mult cei care n-au văzut și au crezut. După înălțarea Domnului, cuvântul ne spune că ucenicii au venit la Ierusalim și probabil acolo e ceea ce avem din cronicile apocrife, deci pe lângă cuvântul inspirat în Biblie, că s-au strâns la oaltă și în strângerea apostolilor au făcut și ceea ce au înțeles de la Domnul. În toată lumea să mergem să propovăduim Evanghelia. Poate ne mirăm cum au reușit să facă așa.
Uitați-vă la ei însă că se pun la lucru. Și cuvântul ne spune că s-a împrăștiat biserica din Ierusalim afară de apostoli care au rămas acolo. Dar Domnul forțează mișcarea bisericii din Ierusalim, care ajunsese la mii de membri, să se răspândească, să se ducă și să plece cu Evanghelia în toată lumea. Au tras la sorți și lui Toma i-a căzut India. Toma acesta e numit apostolul Indiei și azi. Dacă aveam mai mult timp, dar și așa majoritatea cred că aveți acces la internet, pe online sunt atâtea imagini de biserici care au rămas încă din vremea lui Toma. Și Toma, când i-a căzut, cum au tras la sorți, cu bilete, poate asemănător cu sorțul pe care îl avem noi, au tras și Toma a mai fost prin India, Toma? Cum de-au știut ei așa de bine geografia, că au împărțit pe apostoli în toată lumea, ca să facă în primul veac, într-un veac fără transportul pe care îl avem noi astăzi, să meargă în toată lumea și să vestească Evanghelia. Toma, când i-a venit, desigur, cu corăbiile, pentru că partea mare a creștinilor din India e în partea de sud a triunghiului indian. Statul se numește Kerala. Îmi aduc aminte când am lucrat și eu undeva în proiectări, o doamnă era din Kerala și ne spunea ce mulți creștini sunt acolo, ce frumos se adună când casele de rugăciune sunt pline, pentru că încearcă să păstreze ca muzee sau ca păstrarea tradiției locul și clădirea, care nu erau mari. Ies afară și afară cântă și afară au servicii divine. Personal mi-a spus asta pentru că știa că sunt credincios al Domnului, însă lucrul acesta e frumos, că India a avut mărturie încă din primul veac prin apostolul Toma. Toma, apostolul Indiei. Și uitându-mă pe internet și vrând să vă pun imagini pe ecran, am găsit că statul indian recunoaște și recunoaște și pe om și meritele lui, încât au timbre în care Toma i-a arătat, desigur, după icoanele care sunt în unele biserici. Însă Toma a fost un om plin de curaj. Anul în care Toma a murit a fost anul 72, 2 ani după ce romanii au ars templu și au ars Ierusalimul. El a stat în India, în partea de sud, în Kerala, și acolo a murit. Cum a murit, iarăși interesant. Deja în vârstă, el s-a apucat, el cu mâinile lui, să dărâme templele brahmane. Și odată lucrând la un templu al brahmanilor, unul din preoții brahmani a luat o suliță și a împlântat-o în Toma. E o întâmplare frumoasă, ca o legendă despre Toma, că
Cu el s-au făcut multe minuni în India și minunile au întărit cuvântul lui. Păgânii aveau o serbare a apei. Luau apă și o aruncau în sus ca o jertfă pentru zeul respectiv și tot mai vede și începe să râdă. Ce faceți voi? Păi dăm apă zeului. Și bea zeul vostru apă sau nu? Și ei, bineînțeles, nu știm că nu. Și atunci le spune, voi nu vă dați seama că zeul vostru nu vă primește apa? Păi de ce? Pentru că apa cade pe voi. Nu ține el. Păi cum? Să țină el apa? Zice, da, eu știu pe Dumnezeu care a venit și a umblat la noi. Și dacă el vrea, ține apa acolo, dacă i-o dăm. Și curioși, oamenii s-au adunat, hai să vedeți ce face Dumnezeul lui Toma. Și Toma a îngenunchiat după metoda sau după felul ebraic, s-a proșternat la pământ și a cerut, Doamne, așa cum ai făcut pentru Ilie, ceva miraculos ca oamenii să creadă și să spună că Tu ești adevăratul Dumnezeu, Te rog și eu aici, într-o țară în care nu se știe nimic de Tine și m-ai trimis aici să vestesc Evanghelia. Fă o minune! Și după rugăciune a luat el apa și rugându-se în timpul rugăciunii aruncă apa și toți curioși să vadă, stă apa sus sau nu? Eu nu pot să vă spun decât ce am citit din cărțile de misionari, că apa a fost aruncată în sus, dar n-a mai venit jos. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a făcut o minune, pentru că toți cei care au fost acolo, toți cei care se uitau ce face omul ăsta, care e și puțin mai alb ca noi, și ieri m-am dus să iau niște medicamente la capătul lui Golf, dincolo de... E o prăvălie de indieni. Numai eu cu nevastă mea eram puțin mai alb la piele. Mă gândeam să mă urc și eu pe un scaun și să le strig, măi, rădăciților, că aveau icoane acolo și... Am luat medicamente, mi se pare că nici n-am luat, că era prea multă lume, zic, da, aici nu e, mergem odată când nu e. Însă oamenii au rămas uimiți. Cuvântul pe care l-a spus Toma despre Domnul Iisus s-a întâmplat și nu e singura minune pe care a făcut-o Domnul prin Toma. Și după asta a urmat un botez, în care râul era plin cu oameni care au vrut să se numească urmașii lui Hristos, creștini. Azi e o zi a credinței. Aș spune și eu, ca și ce ne lasă Cuvântul Sfânt, să fim predați de plin. Unde merge Domnul, mergem și noi. Ce lucrează Domnul, să lucrăm și noi. Cuvântul care al nostru așteaptă cuvântul mare al lui Dumnezeu. Nu știm unde mergi. Vrem să știm și să te urmăm. Și cuvântul acesta să fie un cuvânt în care El să ne dirigeze viața. De multe ori hotărârile noastre sunt pentru că așa vrem noi, sau mai nou pentru unii foarte evlavioși, așa simt că vrea Domnul. Și nu întotdeauna Domnul e de acord. Însă cuvântul, dacă nu văd, vreau să fie o temelie sigură în credința mea, nu o credință care să
fluctueze. Credința care are certitudine în cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cei ce n-au văzut, dar au crezut. Și aici sunt 2000 de ani de creștinism, de oameni care și-au predat inima Domnului. Credința mea e o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. E cântarea care e adevărată. Pe cuvântul acesta ne-am bazat credința. Și e cuvântul credinței noastre care ne dă fericirea și ne deschide calea spre cer. Mă rog și cuvintele acestea să fie cuvinte care să miște inimile noastre în a-L urma pe Domnul. Și la un moment dat, împreună cu ceilalți ucenici, de ce stăm noi aici? Biserica nu e o biserică care să stea. Biserica e o biserică care să meargă. Duceți-vă! E cuvântul pe care îl avem din urmă, din cuvintele și din buzele Mântuitorului nostru. Și au stat și ei, niște oameni care n-au mai călătorit atâta. Una din cronici are un amănunt că Toma acesta s-a urcat până în China. Biserica Catolică are anumiți oameni care au fost în China să îi misioneze. Însă cronicile vechi spun că Toma a perintat tot Orientul acela îndepărtat și nu numai India, și-a împlinit lucrarea de urmaș al Domnului. Doamne, fă ca și în inima noastră să fiarbă vâlvătaia aceasta a dorinței să te urmăm pe tine oriunde. Când nu înțelegem, ne uităm în cuvântul tău ca să știm cum ne conduci, dar mergem unde ne duci tu și hotărâm ce hotărăști tu. Și Domnul să facă lucrul acesta cu fiecare din noi. Și nu numai un petec de Indie, tot Orientul, și omul acesta a plătit cu prețul vieții, credința lui. Așa de mult l-a iubit pe Domnul, așa de mult l-a îndrăgit pe Domnul, încât cuvintele acelea, Domnul meu și Dumnezeu, al meu personal, sunt cuvinte pe care toți trebuie să le avem, pentru că El e Mântuitorul nostru și ne cere ascultarea. Credința mea eu ne ridicăm.